Dragi vlogări, nu mai mințiți cu nerușinare pentru view-uri, da? Haideți să fim un pic cinstiți și asumați, dacă se poate, dar nu cred că se poate. Astăzi vorbim despre complexul Egreta, un loc minunat, un loc superb, cu un view unic, unde merită să ajungeți, chiar merită să ajungeți, numai că dacă citiți ce articole sunt pe internet referitor la acest complex și ce poze, ce comparații, despre ce este vorba? Este comparat cu Maldive. Articole, veți vedea o comparație între bungalăurile lacustre din Maldive, de pe acei atole, ceva ieșit din comun, 5 stele, luxury, tot ce ai visat vreodată, ați văzut la Delia, sigur ați văzut la Delia, și acest complex, nici nu știu cum să-i zic, pensiune, unde ce avem? Noi avem niște viluțe, niște căsuțe din lemn, care sunt construite pe apă, în același stil, da? Sunt într-un semicerc, pe apă arată foarte bine, toate bune și frumoase. Avem un geam super, putem să facem niște poze mișto. Și mergem acolo și ne place acolo, dar nu mergem acolo pentru că este Maldive de România, pentru că nu există această comparație. Maldive este doar Maldive. Așa cum și Bali este doar Bali, nu este Maldive de Bali, nu este Maldive de Indonezia, nu este Thailanda. Fiecare țară și fiecare insulă are frumusețile sale și lucrurile specifice pe care le puteți găsi doar acolo, da? Așa că nu mergeți în această zonă căutând Maldivele, pentru că nu veți găsi Maldivele, dar veți găsi niște căsuțe pe apă foarte, foarte drăguțe, la prețuri rezonabile, nu la 1000 de euro pe noapte, doi adulți. În extra sezon, să spunem, pentru că weekendul ăsta chiar închideau, era ultimul weekend, 250 de lei pe noapte. Mi se pare un preț foarte, foarte ok. Ținând cont că e singur, toaletă înăuntru, este curat și ai un view de invidiat. Te trezești dimineața și vezi Dunărea, vezi ceva superb, ești exact pe apă. Dar există un dar, bineînțeles. Nu trebuie să mergeți acolo cu așteptări foarte mari. Asta este problema. De aceea am și zis că vorbesc pentru acești vloggeri din România. Sunt câțiva. Îi veți găsi. Pentru că așa ajunge acolo. Cum ajunge acolo? Cauți să vezi ce e în zonă, vrei să ajungi în zonă, să vezi chipul lui Decebal. Cauți o unitate de cazare care îți ofere tot ceea ce îți dorești tu. Foarte bine. Dar nu vă gândiți că este un nivel de lux, nu este ceva ieșit din comun, numai că sunt pe apă, da? E foarte frumos, sunt pe apă, dar totuși suntem în România. Condițiile nu sunt wow. Micul dejun este cel pe care îl veți vedea. Ce să vă zic? Este... Astea sunt căsuțele pe apă, the water house. The view is unbeatable. Intrarea, căsuțele și view-ul.
mâncăm, pentru că se prepară mâncarea. Nu mai durează. O legume bun cu cașcaval, să luăm și un pumn de ceapă pe mine, ceai, cafea și varianta 2. Acțiunile... Un dulceață și cealaltă variantă de meniu, meniul numărul 2. Salam, omletă. Foarte bună. Mulțumim. Și pâinică. Foarte bună. Hey Siri, how many degrees are outside? It's 9 degrees right now. 9 grade. Micul dejun se servește afară pe terasă. Sau în cameră, dacă vreți să luați în cameră, puteți să luați de aici în cameră, vi le luați voi, pe transportator. Hai, poftă-mă! Aseară am ajuns destul de târziu și am întrebat dacă restaurantul este deschis. Din câte mi-am dat seama, se gătea într-o rulotă care este la intrarea în complex. Nici o problemă aici, atâta timp cât sunt respectate măsurile de igienă și calitatea produselor, foarte ok. Am comandat o porție de papanaș, mi-a venit un singur papanaș, gustul nu era nici pe departe ce trebuia. Asta numai ca să știți la ce vă așteptați, pentru că există o mare problemă în momentul în care străbați atâta drum să ajungi undeva într-un loc pe care ți-l imaginezi picture perfect, instagramabil și tot ce-ți dorești tu și vei fi dezamăgit. Eu nu am fost dezamăgită pentru că știam exact la ce să mă aștept. De-aia vreau să vă spun și vouă. Înăuntru, deci căsuțele de lemn. În momentul în care cineva merge în zona de parter, deci parterul este format din toaletă, o zonă de un hol așa cu o ghiuvetă și un mini frigider, geamurile frumoase, vezi afară, este absolut superb, cu o terasă, poți să faci poze, poți să stai să te relaxezi, să faci ce vrei tu. Sus este patul. În momentul în care tu ești sus și cineva se deplasează jos, se mișcă toată căsuța. Am impresia că și dacă se plimbă vecinii, iar se mișcă toată căsuța. Pentru că din 20 în 20 de minute ieri aveam impresia că este un mini cutremur. Deci totul se mișca cu tine, așa că dacă ai o sensibilitate sau ceva de genul ăsta, nu îți recomand. Pentru că îți poate o da o stare proastă, poate să se facă chiar un pic rău. Un mini cutremur spre mediu, chiar. Hai, băi, nu mai exageram, mini cutremur spre mediu. Făcea căsuța așa? Dar tu ai văzut cum era? Făcea căsuța așa? Dar tu ai văzut? Topăia căsuța. Tu erai sus, trebuia să sar și eu jos. Iar Maldive nu înseamnă locația și atât. Maldive este un concept. Este un tot unitar care îți oferă această experiență wow, unică în viață, de paradis. Eu așa definez Maldive, pentru mine Maldive reprezintă paradisul pe pământ. Și este dat de tot ce înglobează, nu numai vila pe apă sau nu neapărat pe apă, poate să fie și pe plajă, oriunde. Se dat de tot, de oameni, de calitate, de servicii, de apă, de rechinii care nuată pe acolo, de snorkeling, absolut orice. Și stafful, sunt foarte mulți oameni care se ocupă ca totul să fie perfect pentru tine, de aia și șerpania. Și, sincer, dacă îți permiți o dată în viață, merită. Aici era o doamnă drăguță, foarte drăguță și foarte amabilă, dar dânsa se ocupa de tot. Și cred că mai era cineva la bucătărie, nu știu exact. Dar o singură persoană nu are cum să-ți ofere această experiență wow. De exemplu, eu am sunat foarte mult până să reușesc să vorbesc cu dânsa. Nu reușeam să văd dacă e deschis sau este închis, nu există pe Booking, nu există pe TripAdvisor să faci rezervare. Intri pe un site care este extrem de outdated și suni și nu răspunde nimeni. Nu știam, e deschis, e închis, e... mergem, nu mergem, ce să facem? Într-un final a răspuns, dar a trebuit să insist destul de mult. Probabil pentru că se ocupă doar dânsa, face și check-in, check-out, totul. Iar dânsa răspunde la telefon, servește micul dejun, nu ai cum, este imposibil. Dar locația în sine este foarte frumoasă, merită să mergeți. Am înțeles că ei se focusează mai mult pe pescuit, era lume care pescuia. Este frumos, este o zonă frumoasă, locație frumoasă. În momentul în care intri în complex, ai așa o senzație de wow.
wow, un sentiment de wow, este super, super frumos. Ele pe afară arată genial, deci genial. În momentul în care intri, aici intervine problema. Mobilierul este cel tipic românesc de o pensiune de două margarete. Un colțar, o să-l vedeți, și absolut nimic, inclusiv priza era acoperită de pat la etaj. Asta îți oferă, deci ești în România. Mergeți, vedeți, o să vă placă, stați, vă relaxați, vă găsiți liniștea, vă regăsiți. Haideți să fim corecți și să nu mergem să alegem locația, să punem o poză pe Instagram, să mutăm patul, să ne înfășurăm într-o plapumă, să ne luăm o ceașcă și să spunem vai cât de minunat este veniți aici. Nu, locația este foarte frumoasă, dar puteți să aveți și acea poză pe Instagram, dar haideți să fim corecți și să spunem ceea ce este cu adevărat. Mergeți, o să vă placă!